La radio cu Andreea Esca Alege povești pentru oameni mari Bună ziua și bine v-am regăsit la radio Cei care nu sunt în mașină la această oră Dar au acces la un calculator Trebuie să știe că ne pot vedea pe site-ul europa.fm.ro sau pe andreaesca.com Invitatul meu de astăzi Este un om talentat Vesel și foarte prietenos Îl știți bine Ia să vedem despre cine este vorba eu am făcut pian și aș fi făcut pian, dar când am fost la o filmare la domnul Pintilie în 1980, de ce trag clopotele mitică, și a fost definitivă decizia mea la 14 ani. La Național am debutat în anul 3 cu doamna Sanda Manu și pe urmă urma Petroșan și Bulandra în același timp. Era un moment când a luat amploare fenomenul trupelor de amatori. Te simțeai inutil, eram prea complicați noi actorii profesioniști. Am avut un moment când am vrut să și plec. Actrița Emilia Popescu este cea alături de care ne vom petrece astăzi prânzul. Bună, Bună Emilia, ziua, și bine țel... ai venit. Bine v-am găsit, e așa de frumos aici la voi. Da. Ar trebui să faceți un tur video. Da, să facem tot timpul un tur, să fim într-un da, reality da, da. Spune, crezi că mai sunt încă mulți oameni care cred că ești fica actriței, este la Popescu? Da. Serios? Da. Și da. ți se Inclusiv spune. Inclusiv taximetriști. Și da. te întreabă de mama sau cum mă se întâmplă? m-am urcat în mașină odată să merg, nu știu unde mă duceam, spre Ateneu sau așa, și m-am urcat și uh, domnul șofer a spus, vă duc la mama? Eu mi-am dat seama imediat despre ce e vorba și am spus, nu. Nu? Păi, nu, trebuie neapărat, zic, să mă duc la mama? <laughs> nu. Haideți, domne, nu vă duc la mama? Și zic, dar unde e la mama? Păi, Donici, acolo să. A stela, da. da. Deci taximetristul știa și adresa stelei, da. adică asta e da. de reținut. Da, da. Uh -huh. da. Mai sunt, da, nu-i mai contrazic. Adică unde văd că nu e cazul, nu-i mai contrazic. Și ei se bucură că așa de rău le face să le spui că nu e așa, că mai bine le zici că e așa, că am stabilit și cu stela, știi, chestia asta. Dar de unde crezi că a rămas asta Din film, așa? am fost în film Aha. fata ei. Mă chema și Steluța și eram fata ei. Și lumea... Crezi că de aici sau de la faptul că era stela juca foarte mult cu tatălui Bănică, știi? Și după aia jucat și tu cu banica junior? Era în același sau? timp. Au fost în același timp și cuplul meu, cu uh -huh. Ștefan și filmul, în fiecare zi mie dor de tine, unde jucam pe, pe fica ei. Mă chema steluța și m-a apărut și noi în cuplu și probabil s-a făcut chestia asta. Stella că sunt fata ei nimic, dar mi-a zis tot un taximetrist de la Popescu Junior. Asta mi se așa pare că așa și Asta remons. mi se pare da, foarte da. drăguț. Da, da. Bine, știi că urmează o rubrică se numește Autobiografia oh. în 20 de secunde, așa că poți să-l că nu ești fiica asta Popescu. O să auzi un generic și poți să ne spui în 20 de secunde ce trebuie să se știe despre tine, așa. ce ai vrea tu să ne spui despre tine? Autobiografia în 20 de secunde. Start. Bucurie uneori dusă până la exaltare, stări maxime de o potrivă trăite cu aceeași intensitate, recunoștință pentru fiecare zi, pentru fiecare clipă, pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat fără voia mea. Și gata. Și gata. Și ai scăpat. Da. Știi că toate poveștile noastre încep din copilărie, așa că trebuie să mergem acum da. la tine acasă când erai mică. Eu unde te-ai născut? M-am născut în București. <laughs> Cam pe unde așa? La spitalu <laughs> La Spitalul Giuliești <laughs> la spitalu chiar? Da, da. Acolo și stăteați în zonă? Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Într-o nu, da. Unde am stat până acum câțiva ani. Cum era? Mi-aduce aminte cum era cartierul, așa, în copilăria da? Ta? Da, mi-aduc aminte, Dar Noi eram chiar unde se termina cartierul de la noi, de pe romancierilor. Acum mai încă un cartier către. Da, era chiar câmp în fața blocului meu, unde ne jucam, se construia, ne jucam între țevi, printre. Mm -hmm. da, nu aveam. Uh, era frumos pentru mine, pentru orice copil e frumos. Știu, eu dacă pentru părinți era frumos. Erați copii mulți, așa? E, erau... Eram copii mulți la bloc, erau mulți, mulți băieți, multe fete, mai puține fete, mai mulți băieți. Fratele meu era cu șase ani mai mare și avea și el gașca lui și eu întotdeauna încercam să mă... Normal să intri în gașca lui. Acolo, bineînțeles, cu băieții mai mari și așa. Și aveți jocuri anume, îți mai amintești ce te jucai tu când erai mică? lapte gros, da. ai apucat. Da, normal, să rei în unuia, de da. demolai, îi stricai da, mă coloana. Toți, ai, dai, da, da, și îți plăcea, nu? Da, nu mie mi-era nu. foarte frică. Nu, mi-era, eram disperată. Lapte gros, capace, știi? da. Că noi capacele le băteai așa cu ciocanul, să mm -hmm. le îndrepți. și pe urmă cu cheia, pac, pac, da, excepțional. Așa. Ce mai era? Nu elasticul, mai... jucai și tu elasticul sau nu? A, mai puțin elasticul, șotron, frunza, coarda. Aia țară-țară vrem o staș, țară vrem o da. Uh -huh. Superbe erau fațe ascunsele dacă fața, da, da, cu fratele tău te înțelegeai bine, chiar dacă era diferența asta de vârstă? Păi, mă înțelegeam bine, în sensul că eu l adoram și el mă împingea și nu avea chef de mine. Na, erau totuși 6 ani și la vârsta aia se simte. Știi? Și le nerva că care da, după da, tine, da, nu? Da, Ca nu în orice... trebuia, ce... mă băgam, da, 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 să le nerva. Dar ce da. nu ziceau părinții, iau și pe sorta, ba cum da, se întâmplă? Normal. Eu și? Eu -aș zice așa, cu să-l oblig pe la mare să se chinuie. <laughs> și te lua? Mă mai lua te-a luat, adică până târziu, nu știu, când era până la liceu, pe la școală, până la asta. Nu, mă până... acolo pe în cartier, altfel nu mă lua, nu, nu. A, nu. te lua și te abandona abandonat? Da, în... nu, nu, nu. Tu fiști sau ce? Da, nu, nu mă abandonat, <laughs> nu prea am -mi păsa mie, dacă vreau să fiu acolo, știi dar cartierul era o chestie, știi, adică se întindea pe mai multe străzi și știai că se joacă fotbal în curtea școlii, că... Era o organizare. Da, da, și dacă eram acolo nu mă dădea nimeni afară și puteam oricând să mă întorc liniștit acasă, era mai liniște, puteai să mergi cu bicicleta ca lumea, să faci întreceri cu bicicleta acum mi o frică de mor să o las pe fimea cu bicicleta, că pe unde pe între mașini, jucam tenis și în parcare, nu trebuia să mergem până la teren Păi da, în parcare erau cinci mașini Exact. Auzi, da, dar făceai în așa, făceai năzbătii nu. sau erai un copil nu. cu mințel? Nu făceam, nu făceam năzbătii, nu, nu, eram poate mai gălăgioasă, așa mai... Părinții tăi cum erau? Părinții mei erau foarte veseli, clovni erau amândoi, foarte veseli și uh, țineau cu fratele meu, da. De da. unde ți-a venit să zici asta? Pai din realitatea cruntă. Cum adică am... țineau păi, cu el? Da, mai că mi-a ținea cu el. Da, păi da. cum, ia zi așa un exemplu. Dacă eu eram agasantă și stăream pe el să-l pup, să stau cu el, să nu știu ce, mai că mi-a pe mine mă împingea, lasă-l în pace, lasă-l să, să respire. Nu-i păsa că el mă lovește sau știi? Dar poate că ți se părea. Nu, 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 nu mi se părea și mai multe lucruri rele, nu am să spun despre mama la <laughs> uh, microfon. Dar nu, nu mi s-a părut nimic. Și niciodată. și tatăl tău ținea cu el? Tata nu cred că ținea cu el, dar n avea curaj să zică nimic. Da? Era mm. mama ta, era mai. Da. ea era șefa în casă. Mm -hmm. Cu ce se ocupau, ai tăi? Cu ce se ocupau? Mama era balerină și, mă rog, a fost balerină când m-am născut eu, deja era coregraf. Mm -hmm. Tata era actor la operetă, Emil Popescu. Un scump și un drăguț și ca orice comic, un om destul de trist în viața, mai mult melancolic, așa. De la el cred că am moștenit starea asta de melancolie. Și când nu era melancolic, era foarte vesel. Era o atmosferă veselă la noi în casă. Foarte veselă. Uh, și extrem de artistică. Adică m-am făcut muzică amândoi și pe fratele meu la dată și -a ales violoncelul după ce a făcut pian câțiva ani. Eu la fel am început pianul și uh, așa considera mama că e foarte important să <hătă> faci un pic de muzică și să o și știi să ai ureche de profesionist. Uh -huh, uh -huh. Cred și eu la fel acum același lucru, că este o bogăție și o avere pe care nu ți-o poate lua nimeni indiferent în ce stare ai ajunge, da. Sau te ai afla. Da, da, da. Și făceam muzică și mergeam tot timpul cu tata la teatru, la operetă. Era foarte frumos, era o atmosferă foarte Bunici? Aveți bunici? Aveam uh, numai pe mama mamei, o mai aveam care, care locuia cu noi, fiind destul de complicată situația lor, era uh, și... Ea era franțuzoaică bunica. Da, da, și mama la fel s-a născut tot acolo, în Franța, și au venit la... Și bunicul? Bunicul era român plecat acolo. Dar se întâlniseră în Franța, s Da, da, se întâlniseră în, în, în Elveția, parcă, Așa. în Zürich. Și cum au ajuns în România? Dă dor de țară. Aha, Adică, bunica lui, lui tău era ador de țară. Da, și a zis: Hai că mergem puțin și ne întoarcem. Și n-au mai putut să se întoarcă. Da. Mm -hmm. N-a mai fost. Mm. Și de deci, mama azi. ta e în țară de când era micuță, sau cum? De la 13 ani. Mm -hmm. Și nici ea nu și-a dorit să mai plece după aia? Ea și-a dorit tot timpul să plece. Tot timpul a fost frustrată. Bunica, îți dai seama cât de disperat a fost să locuiască aici și să. Bunica ta ce făcea? Nu, nu avea nicio. Uh -huh. n -avea, avea o profesie, n -avea se ocupa o profesie, de casă. Da, se ocupa de casă, și cânta în corul bisericii, ca, la catedrală, croitorea. O iubire din asta, bunica era mai mare decât bunicul cu vreo 9 ani uh -huh. și bunicul era inginer chimist, lucra, a fost trimis pe urmă în China, nu știu ce, la la la. Și ea. Și a rămas Evocația... în românieză, l-aștepte. Da. Vorbim greșit românește, vorbind cu greu. Dacă cu voi vorbeam franceză? Da, da. Și mie mi-era rușine să-i răspund în franceză. Că... De ce? Pentru că toți copiii vorbeau românește. Uh -huh. Nu știi, când ești copil vrei să fii ca ceilalți. Și nu înțelegeai? Nu, să... nu, mă enerva și îi răspundeam în, în românește. Și era complicat. Eu vorbind france... franceză până la 5 ani, am învățat repede, am început să mă învețe ai mei ca să pot să mă duc la școală, știi? Cum ar fi când o să am Alzheimer, o să vorbesc numai în franceză, că vorbesc prima limbă, Îți dai seama? Da, oui, bien sûr. On peut commencer de acum. Aujourd'hui. <gură> Aujourd'hui, da, da. Și bunica se ocupa așa de voi? Adică da. era genul de bunică da. de, aceea care, de aceea care se ocupă de nepoți? Da, 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 se ocupa. Da? Vă făcea se de mâncare? Mai știi ce se făcea nu bun sau ceva? Nu, prăjituri. Ce-ți amintești tu dacă te gândești la bunica ta? Ce-ți vine prima dată în minte? Cum cânta. Da? Uh Cum cânta și serile de joi când veneau prietenele ei, uh, când veneau prietenele în vizită la pinacl mm. Și în fiecare joi se adunau la altă prietenă, cu prăjiturele, cu masă de cărți de joc, cu am și acum, cu. Și tu știi să joci? Știu pinacl, da. Și era așa, o atmosferă. Era ceva. Era ceva. Asta și. Cum mă tărea mama la toate concertele, cu pantofii de la geantă pe orice zloată, pe scările trolebuzelor, ajungeam acolo, trebuia să ne îmbrăcăm, să ne dezbrăcăm, să nu Da, mai știi cum era? Te duceai Sala la garderobă, de... și la festiar, da, da, scoteai da. cizmele cu nu zăpadă exista, și spuneai nu pantofii. Se în cizme, nu, nu da. am nu. Eu n-am apucat decât mai târziu. Da, și acum nu te șochează faptul că oamenii vin oricum la teatru, la concert în Adidas și în s-a explicat nu știu. că e bine că vin. Aha. și trebuie să ne adaptăm și așa e uh -huh. în bluj nu m-am dus nici eu niciodată, nu e un păcat totuși, Andreea, să te duci în bluj dar vezi ce înseamnă să fii educat într-un anumit fel la teatru parcă e mai simplu dar la concert nu știu, da, nici fimea dacă nu se poate schimba măcar într-un pantalon negru și în bluj nu se duce, orice, cu orice risc Ce crezi că te-au învățat cel mai important părinții tăi? Să mă bazez pe mine. Nu erau, uh, cum să spun, nu pot să zic că mi s-a spus, vei să fii independentă financiar, bla, 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 cum le învățăm uh -huh. noi acum, să mă rog, cum le spunem noi fetelor noastre că e cel mai important să nu depinzi de nimeni și să poți să iei hotărâri uh, înspre binele tău și să. Așa. Dar. Uh, uh, M-au mai învățat ceva care nu s-a lipit de mine, să încerc să mă adaptez și să fiu mai. Uh, maleabilă. Maleabilă, eu zic oportunistă, dar ei uh -huh. nu foloseau cuvântul ăsta, dar ăsta era. Uh -huh. Și nu. Nu le ieși figura. <laughs> asta n-am prins-o deloc Diplomată sunt în sensul că nu le spun la toți în fața că sunt proști Chiar ce ai vrea Da, chiar da. ce aș vrea Ești un bou, nu meriți da. să fii acolo Nu, sunt diplomată, bună da. ziua, bună ziua și am plecat Doar gândești Da, ce să mai, ai? na Dar asta m-a învățat Și m-a învățat să fiu, să nu-mi să nu doresc lucruri materiale Uh, Poate că așa era epoca. Nu știu dacă a fost bine, pentru că acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama câte lucruri puteam să uh, obțin uh, cu banii pe care îi aveam la momentul ăla, la 20 de ani, dar nu mi-a zis nimeni ce pot să fac cu ei. Ai mei fiind boemi, nu mi-au zis, uite, poți să să-ți iei o mașină acum, dacă ai făcut filmul ăsta, sau uite, dacă te duci nu știu unde. Și tu ce făceai cu banii atunci? Mă duceam la restaurant. I-ai beut? Cu băieții. I-ai beut și i-ai mâncat? Da. Păi și ce, îți pare rău? Nu, încolo da. de casă că nu pleci cu ea în mormânt. Păi, dădeam o casă la copil. E, lasă, așa ai niște amintiri pe care o să le povestești, pe care da, o să le porți știi, cu tine. Care e chestia, deci nici măcar, sau o mașină, sau ceva, du-te că, deci nu există chestia asta, nu a existat. Și nici la mine în creier nu a existat niciodată, știi? Am rămas uimită, după aia rămâneam uimită că oamenii au lucruri și nu înțelegeai tu de ce n-ai? Da, dar nu că nu mă dorea că n-am, că nici nu știam că trebuie să am, nu știu cum să spun, e foarte complicat. Asta cu avutul, nu. Porma când ai copii și vezi că s-au schimbat lucrurile, de fapt, știi, puteai să faci mult mai multe lucruri cu mult mai puțin bani față de acum, când oricum noi putem să facem absolut nimic. Cu, te înțelegeai mai bine cu mama sau cu tata? Ei, cu tata, normal. De ce normal? Pentru că mama era mai... Dar eu o adoram pe ea, știi, mi se părea așa o zână, o putere... O, o zână cu puteri supranaturale, știi? Că dirija totul așa prin telefonul fix, care suna <coughs> destul de rar și era o chestie să ai telefon fix. La ce oră să mă duc, să ne facem, să dregem, să... N-au fost timpuri ușoare, deseori judecăm pe părinții noștri, prin prisma timpurilor pe care le trăim acum, considerăm că trăim foarte greu și nu ne dăm seama cât de ușor trăim. Față de ce au trăit ei? Nu există comparație. Când ne plângem, trebuie să ne uităm un pic în urmă. Și ce izbând era orice bucățică de ceva mai bun pe care acum aruncăm dacă a depășit trei zile de stat în frigider. Și totuși au reușit să facă lucruri ă, extraordinare, unii dintre ei, să ne și crească mama nu gătea, de exemplu, și vorbeam cu fratele meu și eram supărate și mi-am promis, eu n-am să fiu așa. Eu am să stau tot timpul cu copilul meu și am să-i fac mâncare și am să fiu exact invers decât a fost mama. Și fratele mi-a zis, bă, nu știu ce a făcut mama, știu că nu făcea ciorbe sau așa. Bă, dar eu te ce ai crescut? Zic, da, așa e. Deci pe mama o idolatrizai, dar cu tata te înțelegeai mai bine. Da, da, îl înțelegeam pe el și... Uh, pentru că el nu era așa de era mai timid, era, eu se mă cu el, era mai timidă, nu mă băgam așa, nu... Bine, păi hai să vedem, da. hai, hai, să vezi ce a zis zâna cea bună despre tine. Ia fi atenta Blocul nostru era ultimul bloc din oraș construit. Și deci la, se jucau cu copii care i-aveau la îndemână. Faptul că eu n-am învățat-o am vorbit cu ea de la naștere limba franceză, l-am început a la fost... Nu cred. Nu se înțelegea cu copiii și ea își o joc de ea. Oh. Și vine într -o, și au învățat tot felul de porcării. Copiii erau patru ani, 5, mai 6, mai 6, mai. An, și ani, șase ani și eu o învăța, îi spune, uite, dacă îți place ceva, spune cuiva așa și era a, o înjurătură. În adolescență era cu minte sau a fost așa o adolescentă rebelă? Ea a vrut să, da, la știe... început, avea talentul talent, aia -a... l-a scris și ziceam că o să se apuce de cariera literară, dar am pus-o la liceu, care era literar și învățau să facă papuci. Nu prea era literar asta, dar în sfârșit. <laughs> și cum s-a hotărât să dea la teatru? Când se făceau serbări, apelau la ea ca să facă, să scrie idei, să, să le spună, nu știi. Și juca și ea. Și îi plăcea. Și am zis m -a, m -a Break, să mă tot. Vrei chiar să faci asta? Da, 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 da. Și atunci am vorbit cu colegul meu de la operetă, eu eram solistă la operetă, Gabriel Giorgio, bariton, talentat, zice, las că mă ocup și eu de ea. Deci avea doi mentori pe Bolcărescu și pe, Gabriel Giorgio. Și, într-adevăr, Gabriel Giorgio a susținut-o și a găsit monologul. Ultima probă la institutul era monologul, dar trebuie să trei etape. Erau atâția candidați că am e zis Hai, lasă-l, lasă-l Nu e nimic dacă se lovește de refuzi, O se i învață minte Dintre cele trei locuri, două erau date deci, Da, da, da în, în fond, nu rămâna decât unul Da S-a dus, a luat cu fabula Cu fabula a nebunit-o pe păi el Dar vrea că-l eu, eu Și a ajuns așa, în etapa ultima La monolog Și a găsit Gabriel Giorgio, un monolog din Bernard Shaw, un monolog în care, în momentul este următor, că este o curvă care are iubitul în pușcărie și la salvată și să facă și ca să-l scoată. Eu, lucram în Italia atunci, i-am adus o rochiță de acolo, superbă, era subțirică, avea un corp frumos și i-am pus o, un cordon i-am dat pantofii mei de, cu toc înalt cum purtam eu pe vremea aceea și tot du-te cu, du cu pușcăria ta și cu iubirea s-a <laughs> dus și a luat cu briu a luat peste peste ceilalți și așa a intrat dacă ar fi să-i găsiți un defect, care e defectul ei? căpățădarea și lenea <laughs> Aveți un mesaj pe care vreți să îl transmiteți pentru că o să vă asculte la radio. Că mi e îngrozit de dor de ea tot timpul. Ce faci, mă, Emilia? Ai nu, rămas așa, da, nu sunt, știu. Nu nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Pentru cei care abia acum au ajuns la radio, trebuie să știe că Emilia Popescu, actrița Emilia Popescu, este invitata noastră de astăzi care acum încearcă să-și revină după ce a auzit-o pe mama ei povestind de când era ea mică. ce cu tine, Emilia? Ia zi! Nu-ți mai aduce aminte cum a fost? <gătări> La facultate sau... Hmm? Dar cum ai... sunt? De unde, cum, cum ai făcut? Când ai vorbit cu ea? A sunat-o într-o zi, ai văzut că se auzea muzică sinfonică pe fundal, mi-era și lușine să-i spun, să dea puțin mai încet, încet ca să o aud, stăm. dar n-aveam cum, adică îți dai seama ai că, că nu vreau să-i spun. Înseamnă că ai sunat-o acum de când e acasă, că a fost da. în spitalul lună jumate. Nu. Da. Ți-a zis? Nu mi-a zis, nu, normal că nu mi-a zis. Da, e bine. E de curând acasă, de 10 da? zile. Înseamnă că ai sunat-o de curând. Da. Deci da, așa ai făcut? De curând am sunat-o de curând. Zi, așa era? Păi nu știu cum să zic așa era. Aproape așa, <coughs> ce să zic? <coughs> Aproape așa a fost, nu? <coughs> ce, am luat notă mare la monolog. Da, Dar știi da. ce n-am înțeles? La ce liceu erai tu de zicea da, că te-ai dus că... la filologie și făceai păpuci? Da. Practica clasa 9-10 era practică... Cum se cheamă? Da, da, în uzine de trei da, să duci la, la, fabrica la fabrică. De pantof din de Bovița. Ah. Și făceam fețe de astea de, pa, de, papuși bărbătești. Era o singur model de papuc, acela maro. Și de-aia nu mai înțelegea mai că tata, ai dus la filologie și faci papuși, cred că da, nu înțelegea da, da, care da, e -am treaba. Am suferit rău atunci, uite că ea ține minte chestia asta, n-am -am știu că mai ține minte cum ține minte ea de fabul, eu nici nu știu ce fabul am spus și știe ea că am dat-o... Am... Tot știe. Da, 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 eu nu știu ce fabul am spus și cred că nu e adevărat ce spune. <gână> Bine, o, numai o să... Numai cu monologul e adevărat. Trebuie să sunăm pe Olga Tudorache să aflăm nu mai aveți, Deci mentorii și doamna Olga... <gână> numai, numai, cuvântul meu mai poate fi ascultat Dar la monolog știu că am luat notă foarte mare Și am, am, așa am reușit să intru Și într-adevăr când știam N-am să spun uh, candidații cărora ale erau dedicate locurile da, știm. care nu au intrat. Ma mama ta mi-a spus, dar le-am scos și eu tocmai Marte ca bine. să păstrăm memoria da. unor oameni. nu am vrut să spun da, ce și cui. Da. Și nici n-am vrut să mă mai prezint. ce a zis, du-te! Tata a fost genial. Tata mi-a spus uh, că mi-a pus o pilă și că a vorbit cu domnul Cotescu. Uh -huh. Ceea ce nu era adevărat. Nu era. Dacă să ai tu mai și, uh, multă... Uh, a zis, uite, Tavia a spus că să te prezinți, că nu știu ce, așa m-a liniștit și mi-a dat curaj și după ce am intrat mi-a spus, cum crezi tu tăticule că mă duceam eu să-i spun așa ceva? <laughs> și am înnebunit și mi-am dat seama, știi, și uh, da, cu el seamăn hai să ascultăm A o melodie și... Șoc, acum mai omorât, hai, da. hai, hai, hai să-ți să dau o pauză atunci, să ascultăm o melodie și pe urmă revenim la discuția noastră. Ce ai ales aici? Uite, Justin Timberlake can da! stop the feeling. Sigur că da! La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Alo? <coughs> Sunteți în direct? Ui. Suntem la radio cu actrița Emilia Popescu. Ma, nu știu, nu ne mai înțelegem aici. Nu mai, nu, nu, nu. Vrea să nu. afle tot de unde știu numărul de telefon, de unde da, știu. Eu i-am da, spus, pe păi dacă cu asta mă ocup, ce să fac? Păi nu se poate. Bine, așa hai să mergem înapoi spunem. în liceu, că n-aș vrea să trecem așa să ardem etapele, Mama, da? Frate. Nu vreau să ardem etapele. Acum suntem în liceu, deci la Ion Creangă am fost, da? La Ion Creangă. Bine. acolo a fost și prima dragoste, te-ai un liceu mm -hmm. ca... Nu? Serios? Nu, eram numai fete și toate vroiam să ne îndrăgostim și... Și n de băieți. Erau unii la mate fizică frumoși, dar nu se uitau la noi, că eram tocilare și urâțele. Și... Adică nu eram urâțele, dar eram tocilare. Eu cred că eram unele urâțele, adică... Eu cred că eram unele urâțele, altele nu. Altele erau. nu erau. Am înțeles, da, da, da. Dar erai timid așa? Când cu ele, eram așa un fel de lider, nu știu cum, nu lider, mă dădeam mare că dau la teatru și știam uh -huh. să cânt și la pian, și le povesteam cu eu am băieți la bloc. Uh -huh. Și dădeam petreceri, erau ai mei plecați, mama era în Italia, tata era și el plecați și nu știu ce. Și dădeai foc la și casă? Și dădeam, nu, no, dădeam petreceri unde îi chemai și pe băieți, noi eram numai fete și mă rog, chipurile să... Eram foarte supărate că nu eram îndrăgostite pe la 16-17 ani. Și cum nu, nu v-ați îndrăgostit deloc no, în perioada no, aia? Nu, no. nu. Păi aveam nu. da eu m-am îndrăgostit, cred că, prima da? Da, când am început pregătirea târziu la. A, anul. deci, totuși, erai prin liceu. Adică, erai spre sfârșitul liceului. La sfârșit, da, când am început pregătirea pentru școală. Pentru și teatru. cum era băiatul ăla? Înalt. Asta era era ciudat. un criteriu serios, nu? Trebuia nu. să fie înalt sau. Nu, trebuia să fie ciudat. A, și ce avea? Era ce ce, ciudat. Ciudat. ce ciudățenie avea? Mai adică, ce nimic. făcea? Nu, nu, Scotea nu, abur pe nas sau ce făcea? Nu, nu, Asta poate oricine. <laughs> Dar, serios, ce fel de băieți îți plăceau? Ciudați! Și ce, ce înseamnă ciudat. Ascunși, misterioși. Uh -huh. Dacă nu ascundeau nimic, Imaginam eu că ascundeau ei ceva. Da? Da, da. Și era asta, adică ziceau poezii, nu știu ce făcea, Da, da, și el. Și el? La, nu, nu-mi nu cânta. Ah. Nu, nu-mi nu, nu -mi cânta. Și nu. tu ai făcut primul pas sau el a venit să te întrebe ce faci, mai știi? Nu știu, eram acolo, toți la pregătire, a fost așa mai. Nu știu. Da. Dar erai romantică? Da, sunt și acum. Mm. Și scrieai da. și tu, dar tu îi scrieai bilețele sau ceva, da, scrisori, da. nu știu. Da, scrieam. Da? Mm -hmm. Și ce zice? ziceai? E, eh, scârț. zi ce Ai, Nu pot să spun, scrieam ca ciorană așa. Aaaa, am înțeles, da, da, da. Și până la urmă l-ai părăsit? Uh, uh, da. Păi ce romantism e ăsta? Păi uite așa e la romantici. Cum? Păi da, Într sunt mai zi? multe etape. <laughs> Într-o zi nu ți-a mai plăcut de el și gata? Nu, nu, nu. nu, nu. Ne-am despărțit mm. pur și simplu, că am preajma finalului de facultate. Ah, adică ai fost prietenă cu el și în timpul facultății? În timpul... Terminam liceu și am intrat la facultate, deci atunci am fost... Ah. Am început, da, prietenia, da. Am înțeles. Și el a dat și el la teatru? A fost a coleg dat, cu tine? A dat, a dat, duse de vreo cinci ori și a intrat în anul acela, când am fost noi prieteni, m-am fost mai... Ați fost colegi. Ah, deci cineva cunoscut, dar nu vrei să ne spui cine, gata, am nu înțeles. Nu cunoscut deloc, că n-a profesat. A, n-a mai profesat? Nu, n-a mai profesat. Serios? Da, da. De ce? Nu știu, a plecat în Franța, n-a mai profesat, nu. Înseamnă că nu-și dorea așa de mult să fie actor. Probabil, nu deși a dat de șase ori. Nu știu, pe și-a dat seama că degeaba. Da, cu, Vorbei cu cineva despre dragoste, despre faptul că era da, între Cu fetele sau... mele, da, cu fetele mele de la liceu, pe care le-am regăsit acum, după 30 de ani, și mie mi se par absolut excepționale. Excepție. Vezi Facebook-ul ăsta ce face, știi? Cop, tot uh, copilului meu îi datorez că mi-a făcut cont de Facebook. Și așa ne-am regăsit și ne întâlnim, așa de câte ori putem. Și... Da, ca să mm -hmm. cu mama, cu tata, cu bunica. Nu? Nu. nu? No. Absolut Serios? nimic. De ce? Era așa un subiect abus sau mm, ți-era rușine? Nu, era, mi-era rușine, <coughs> nu prea era, o mama mea cât în timpul liceului a fost plecată. Mm -hmm. Era doar tata și cu tata ți-era rușine. Da. Bunica s-a prăpădit când treceam eu dintre a 10-a în 11 de de-am treapta a doua, era un mm. examen foarte greu. Uh, nu, nu vorbeam cu nimeni decât cu cu colegele cașca. mele de la liceu, da. El era Când te-ai hotărât să dai la teatru? Adică ai știut din da, sau? Nu, da? nu, 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 Am virat de la pian la teatru. M-am hotărât când am, am, am... aveam 14 ani când m-am dus la o filmare a lui Lucian Pintilie cu De ce trag clopotele mitică, unde mama făcea balul, făcea coregrafia și am fost și eu într-o zi la în figurație. Era în iunie 80. Și din clipa aia am zis, acum nu mai pendulez, e clar, dau la teatru. Simțeai tu că într-acolo trebuie să te duci. Da, simțeam, eram un pic... Eram un pic temătoare pentru că fizicul meu nu mă recomanda artistă. <laughs> eram așa o păpălugă ciudată, tunsa iurea, încă o lăsam pe mama să mă le spună la femeile alea cum să mă tundă, cu ochelari, n-aveam nimic așa dar eram atât de sigură că pot să fac asta. Că e convins și pe alții. N-am convins pe nimeni, nu. Nu? <gânt> nu, n-am convins pe nimeni. Adică n-am spus la nimeni ca să nu râdă cineva de mine și uh, la pregătire m-am dus, am făcut o doamnă excepțională cu Ileana Cârstea și uh, eram foarte timidă și nu i-am spus nimic acum cam cu vreo până la cu două săptămâni înainte de a da examen. Mă duceam la pregătire, fără să zic nimic, că i-a pe alții. Da, făcea cu mai mulți copii acasă. Dar tu nu spusezi acasă, că te duci la pregătire și cu ai spus. dacă plăteau, ai mei, meditațiile. Și a zis, nu te mai primesc dacă nu spui. Și a zis, vă rog, aveți încredere în mine că o să spun. Și am spus, nu puteam să spun de față cu multă lume, știi? Nici acum n-aș spune nimica de față cu tine. Nici o poezie. Hai spune și tu o poezie. Nimica, nu, nu. Zici și tu o poezie. Și am intrat. Ce a crezi că a fost cel mai greu pentru pregătirea la intrarea în facultate? Psihicul. Și ziua, prima zi când am mers la examen, să depășesc că um, era așa, era o mare de 200 de milioane de Oameni. cetățeni, uh -huh. bătrâni, din punctul meu de vedere, că aveau 30 de ani a. și 30 și, care dădeau a 6, a 7, a 8, a 9 oară pe trei locuri. Se cunoșteau toți între ei. Aveau servici, familii, copii. Veneau un concediu și dau examen la teatru. Și erau câțiva copii mici. Eu eram, în anul ăla, eram doar eu. După mine, urmat Anca Sigartău, a doua uh, excepție, fetiță de 18 ani care a intrat la școală. În rest, toți erau, a treia oară, deja erau la juniori. Uh -huh. Numai copii, uh, numai oameni Dou care maturi. Uh -huh. Și uh, mare de oameni și aveau și o disperare, știi? Că erau de atâția ani candidați, candidați, deveniseră aproape profesioniști, știi? În a fi candidați. Și atunci m-am simțit foarte vinovată și am zis, Doamne, mai bine nu veneam, cum să intru eu? Dacă aș intra. Și am crezut că e în ordinea vârstei, știi? Și mă simțeam <laughs> foarte prost. Dumneavoastră sunt oamenii ăștia de intrat. Da, foarte. A, aia a fost un moment greu de, de, depășit și mai ales că erau mai multe zile, știi? Și ți minte și acum că la monolog, celebru monolog, mm -hmm. pe care iată îl ține minte și mama, um, era vară, normal, și mi-am mi pus un trenci pe mine, că mi-era frig. Da, probabil că de, emoții. de emoții, Și da. m-am dus singură, cu trolebuzul. Uh mm -hmm. 86. 86 sau 90? Sau 89, 90 și 89. Da, da, <laughs> da, da, da. Mm -hmm. Și m-am dus singură pe tocuri, așa. Hmm. Au fost profesori în facultate care simți că te-au, cum să spun, m-au ridicat. Toți da, care ridicat. Au fost da. mai importanți pentru tine decât alții? Nu, eu eram atât de. Adică, în momentul când am intrat la facultate, pentru mine era ca și când m-a fi făcut cineva președintele lumii, știi? Dar fără răspundere, doar să mă bucur că sunt președintă. Uh -huh aveam toată lumea la picioare, nu mai avea niciodată să mi se întâmple ceva rău, eram cea mai deșteaptă, cea mai norocoasă, eram la doamna Olga, studentă, din prima, cum se zicea, am intrat din prima, cu moțul Pitiș, asistent, aveam pe domnul Valeriu Moisescu, Dumnezeu să-l odihnească la regie, aveam colegi excepționali, colegii mai mari, superbi, superbi, colegii și mai mari, superbi, superbi, Veste unde n-ai avut-o la Ion Creangă Cum au venit toți colegii super la tine O, o chestie absolut uh, Fabuloasă Toți, ce să spun, domnul Toboșaru Doamna Silvia Cucu uh, În anul 2 a venit Florin Zamfirescu cu care am și rămas Până la final Uh, Profesori, cine era? Mă duceam la celelalte cursuri la Sandamanu, care era la Seral, la Demrădulescu, care era cu un an mai în urmă, la cei care erau deasupra, deasupra care erau cu un an în fața noastră, la Cotescu și uh, Gelu Colceag, încă un an, Ion Cojar, adică aveam foarte multă treabă, eram supărată că trebuie să plec să dorm în drumul taberii. De ce? Și odată și, că vreau să rămân acolo am, să vecie, stai acolo am și dormit institut. odată în mm -hmm. institut m-a găsit doamna Olga a doua zi dimineață frecându-mă erau niște saltele jegoase pe acolo, pe la sala de sport nu știu unde am dormit eram foarte fericită că m-am trezit un frig, o nenorocire fără, abia curgea apa cea mai fericită am fost că am dormit acolo și m-am și trezit acolo știa? aveam mm -hmm. complexul că nu stau și eu la cămin. Că da, 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 așa. e un complex al tuturor celor care suntem din București. Dar Florian Piti și Olga Tudorache, crezi că au avut cea mai mare influență asupra ta în perioada aia? Uh, da, fără discuție. Fără discuție. Fără discuție, da. Fără discuție. Pe moțul consider mentorul meu, uh, mai mult norocul meu. Nu, nu mi-explica eu foarte bine că e mentor, că e, știu că, într-adevăr, uh, dacă mi-ar fi spus mă arunc de la etaj, mă aruncam, că eram sigură că nu mi se întâmplă nimic rău. Uh -huh. Nici cu doamna Olga, nici, nici, de la doamna Olga, nici de la Moțu. Adică aș fi executat orice indicație. Dar ei au fost. Și de atunci încolo, tot timpul am reper ce-ar fi spus Moțu, ce-ar fi spus Moțu, ce-ar zice doamna Olga. E foarte bine să ai repere și e foarte bine să te simți studentul cuiva, cum e foarte bine să fii și copilul cuiva până când închizi ochii, oricât de bătrân ai fi. Cum a fost perioada teatrului la Petroșan? La un moment dat te ai ajuns la teatru din Petroșan da. când? La repartiție. În Popescu Maria Emilia, teatru de stat Valea Jiului, <cute> cu media sau spanac, nu știu câtă am. Era așa o masă unde nu se auzea, decât, se auzea o voce. Uhum. Și noi stăteam acolo patru și așteptam să ne strige vocea unde să ne ducem. Reșița, Petroșani, Piatra Neamț. Uhum. Și cum era la Petroșani? Cum a fost la Petroșani? Mă, vezi, asta înseamnă să ai noroc. La Petroșani m-a așteptat, era directoare mama actorului Mariu Stănescu, care a fost era o, o dulceață, o blândețe de femeie, dar erau anii cei mai crânceni când... Dacă puneau mâna pe tine, nu te mai lăsau să pleci. Și încă mai era acolo de 8 ani Claudiu Blonț. Mm. Deci ați fost colegi o perioadă acolo. Da, păi am făcut un spectacol împreună cu care plecam, pe care el îl joacă și azi cu Magda Catonel. Făcuse uh -huh. cu Magda, uh -huh. Magda plecase, el făcuse cu următoarea, cu Patricia Grigoriu, Patricia plecase, am venit, eu l-a făcut cu mine, eu am plecat. Dar el se ține de spectacol. Acum joacă tot. Îl joacă în continuare un bărbat și mai multe femei, se cheamă, cu care plecam prin țară și făceam norma unui teatru între că era pe normă, trebuia să ai nu știu câte ore, nu știu câte spectacole pe lună și așa mai departe. Plecam până Moldova, până în sfârșit, ceva înfiorător, datorită condițiilor de fric și de tot. Și făceam, ne făceam și noi norma, făceam și norma celorlalți colegi. Și puteam să mai venim la București să jucăm, pentru că eu jucam la București în perioada aia și să fac naveta cu Bulandra. Și la un moment dat a fost chiar foarte complicat să mai plec din oraș, dar a fost nemaipomenită doamna Stănescu. Am iubit-o, am respectat-o și o iubesc și acum. Iar în perioada aia, de-aia spun că a fost o perioadă până până la urmă, pentru că am locuit la, în casa unui profesor de română, fratele lui Ion Barbu, caricaturistul uh -huh. Ion Barbu. Da. Care a dăpostea studenți și tineri și absolvenți. Atiști. Și. Uh, uh, I-am iubit și iubesc și acum, ca și atunci, și a fost așa, extraordinar. Hai să facem o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Da. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Nu mai zic nimic de nimeni. Emilia Popescu este invitata mea de astăzi. Ai jucat în Moromeții. Da. Și acum, la partea a doua? Păi acum da, sunt 30 de ani de când am jucat și acțiune e numai 10 ani distanță. Ce să facem? Că domnul gândeam... Gulea, domnul Gulea. Da, că am văzut acum că se filmează partea se filmează a doua. Și frumos aia. și mă bucur, am văzut reportajul vostru, <coughs> reportajul <coughs> ProTV-ului <coughs> cu casa aia și m-au trecut așa fiori că am petrecut o vară întreagă acolo și era foamete mare. Și eu eram mai miuapă decât acum, și am intrat, am spart geamul decorului, și era greu să înlocuiești și un geam pe vremea Când aia. Când n-ai văzut? Da, da. Complet, așa, n-ai văzut un Pac, geam? Uh -huh. am intrat și s-a terminat. Vivi Drăgan ar putea spune povești despre mine cu Moro, la Morometi, <laughs> dar mă rog, trebuie să-l întrebe cineva. Există, da. există actor cu care te simți mai bine pe scenă și cu care, adică, contează chimia între actori? Da. Adică pentru confortul tău și pentru o împlinire absolută e esențială chimia. Dar uh, poți să te simți și bine, fără să fii așa o chimie nemai pomenită. Adică e mai disciplină. E mai important să ai o chimie pur și simplu, nu știu, ca între doi oameni sau uh, poți avea o chimie cu cineva doar pentru faptul că e foarte talentat și că își face bine rolul. Au legătură lucrurile astea sau nu? Ma. Nu prea au. Nu. Adică, dacă e o persoană extrem de talentată care, uh, care gândește la fel meseria, atunci poți să ai această chimie pe scenă și, pe urmă, în viață să, să, să zici, bă, nu se poate, nu vine să cred. Că în viață poate să n-ai caracter sau să nu te. Da, să nu Dar... vrei să ieși oul la o cafea în afară scenei. Dar da. pe, pe scenă, vezi tu, funcționează foarte multe lucruri dincolo de cuvinte. Că a face meseria asta nu înseamnă să înveți vorbele altcuiva și să le spui și cu asta basta. Acolo când ești pe scenă și trebuie să spui vorbele alea, ele vin în urma unui gând, sunt consecința unui sentiment uh... <gântu -i> și de multe ori subconștientul ne conduce și simți niște lucruri atunci când vorbești și mai ales te privești. Cu persoana respectivă și pe scenă nu mai poți să păcălești. Eu am jucat cu persoane cu care eram certată și i-am considerat cei mai buni parteneri. Pentru că, în momentul ăla, nu mai putea, nu putea fi nici el certat cu mine, nici eu. Era extraordinar. Asta e, nu mai poți să minți. N-ai cum, cum să minți. Oricât ai vrea să zici, bă, și ce să faci? Eu sunt certată cu tine, trebuie să jucăm și nu mă mai uit la tine, nu? Dacă trebuie să te iubesc, te iubesc. Știi, și uneori ce n-am pacă, Uneori scena pentru oamenii mai inteligenți, așa poate să, dacă te înțelegi atât de bine cu cineva pe scenă, se mai duce și în viață. Hai mă frate, hai să lăsăm orgoliu. Da, facem Că așa de bine asta până la urmă. de la orgoliu, da. Uh -huh. Dar poți să ai chimie cu cineva pe scenă și să nu meargă în viață deloc. Dar de exemplu... Și poți să fie minunat în viață și pe scenă să fie... Un dezastru? Și nu e ai e și mai rău, nu? Că a ți -e e rușine să-i spui. E, mai că e prietenul rău. tău și-ți rușine să-i spui e că nu e rău. bine, nu? Da, da. Mai ales dacă sunt oameni cum se cade și cam așa dă Dumnezeu uneori, știi? La oameni cum se gadele dă. Și n-ai avut curajul să-i spui vreunui om niciodată. din asta, nu? Nu, nu, nu. Uh -huh. Nici n-aș face-o niciodată. Consider că sunt alții răspunzători pentru faptul că l-au pus în situația aceasta de a. Ți-e dor de show-urile de televiziune? Da, mi-e foarte dor. Mi-e foarte dor de toată perioada în care credeam că suntem nemuritori și invincibili. O perioadă lungă, totuși, 20-30 de ani. O perioadă lungă, bună, excepțională, care, mă rog, așa am crezut eu că o să fie tot timpul, da. Eh? nu e. <gri> Pentru că, să știi că în mintea multor ai rămas... Da, uh... partenera lui Ștefan. Par da, partenera lui Ștefan. Da, foarte bine. Înainte mă deranja, mă deranjau foarte multe lucruri. Aveam numai prostii în cap nu prostii, prejudecăți, erau și probabil uh, consecința unor uh, unui fel de a fi crescut în teatru, știi? Când de fapt meseria asta e atât de frumoasă să poți să faci orice, să fii clovn, să fii să cânți, să faci varietăți, să joci Shakespeare. Înainte lumea era foarte mă, te-ai dus la televiziune când tu ești la Teatru. Andra, da. nu la teatru. Adică am decăzut. Bă, da, stai un pic aici, se repetă, vine. Și îmi pare tare rău. Îmi pare tare rău. Că te supărai? Că mă supăram, pentru că eu nu eram atât de fericită. Mă credeam așa uh, invincibilă, în sensul că mi se întâmplă tot timpul lucruri. Niciodată n-am fost încrezută, dar mă simțeam eu foarte puternică. Dar niciodată nu m-am bucurat la maximum și de show-urile de televiziune și de popularitatea pe care o aveam. Era o popularitate reală, nu era o invenție, nu se scria despre noi ca acum. Și foarte bine. <laughs> Dar să știi că... Să că n-ar fi fost bine. <laughs> Dar să știi că orice s-a întâmplat, Ștefan rămâne cu tine și cu noi. Ia să vezi. Este Ia să menea. vezi ce zice Tot el frumos. Ne-am cunoscut în institut. Institutul de teatru, Eu cred că era anul întâi, era anul 3 și mm? nu, nu prea ne tatonam așa, am și zis în concertul de anul trecut când am avut o invitată, zic ne tatonam din priviri <laughs> mai mult eu, că ea săracă era pe lângă. Se uită aveam senzația că se uită la altcineva și în orice caz, ideea mai târziu a fost că ea mă considera era frică de mine pentru că avea senzația că am ochii violeți. Da, așa, da. Era un fel de Liz Taylor da, pentru ea, ea, știi? Ori Liz Taylor și Anicu Constantin, în da, orice caz din zona asta ne, ne încurcam, știți. Dar descătușarea, dacă vrei, a fost... că aveam premieră la Costinești cu filmul da. 87, parcă da. nu mai știu. Și ne-am întâlnit acolo, era la o petrecere cu tinică, Dumnezeu să-l oh. Erau mulți și studenți la teatru și știu că am invitat-o la dans și am dansat împreună vreo patru ore, continuu. Mm. Totul ieșea perfect, adică ne înțelegeam ca și când am fi dansat, dar nu știu când, știi? Și atunci, practic, ne-am ne împrietenit. <răzări> dar cum e să fii prieten cu Emilia? Ea e o fată specială, cu totul specială. Și ca actriță este specială și ca un om cu o, o energie fantastică, dar în același timp trebuie să ai nervitare pentru că dacă stai mult timp cu Stela Popescu Junior, te ucide. De ce adică, zice asta? Te ucide. E, cum să spun? Transmite atât de mult încât uh, ea transmite și bucuriile, și necazuri, și totul la intensitate maximă. Dar pe ce teme nu vă înțelegeți? Că trebuie să vă mai și certați de la ceva, nu? E, da, sunt, da, avem o grămadă de divergențe sau păreri, dar asta nu contează. Și când lucram împreună la, la la televiziune, spuneam cu idei și eram pe, pe principiul bănenii dacă nu-ți place, vino cu ceva în loc. Nu mm -hmm. poți să stai și să comentezi achiziție așa. Atunci erau tot felul de, 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 contre, de nu știu ce, dar la modul, la prietenesc Ai... sau celebrele pauze datorate ei, prietenest. pentru că Emilia la un moment dat începea să râdă. Și râsul dura vreo 20-30 de minute, cam așa, stai, în altul, și operatorii și eu și mm. -hmm. Tot figurate, și toată lumea. 20-30 de minute, păi deci după aia știi cum e, orice cadru, deci numai dacă ne uitam unul la altul, urmeam am mm -hmm. râs. Am jucat în tot felul de lucruri, de la varietări, la teatru, la teatru pe repertoriu, ceea ce ne lipsește, cred, timp Ne există un film împreună. Nu e timpul pierdut. Acum o facem o comedie romantică. Dacă vrei să-i transmiți un mesaj, pentru că o să te asculte la radio. Mă ascultă la radio, mm -hmm. da? Săluța mea, mă bucur că ești palerină la radio. Pot <laughs> să-ți spun ce spun întotdeauna că te iubesc, că ești prietena mea de viață și de rămâi mm. și îți mulțumesc pentru toate lucrurile ah. frumoase pe care le-am trăit împreună, iar restul, ce am eu de spus o să spun face to face în te particular știi. măi, dacă îmi spuneai, venea și eu cu Pemper și la emisiune <laughs> De deci ce zi? Faceți o comedie romantică? Sau mai ce să fac, ai văzut faci? cu ce succes au astea Super, cu... Ai Robert Jay Fonda. cu Jay Fonda Deci vreau neapărat să vă păi film da, asta Păi da, dar ce facem? Trebuie să avem 80 de ani Dacă nu-i Nu, nu dar tu poți să faci mai din timp păi ce? Asta vreau Ca să, să faceți și partea a doua Știi da. că dacă faci unul la 50 Mai faci păi unul la da. 80 tocmai bine Păi pe hai. Cine să scrie? Cine, cui să-i pese de chestia Nu știu, astea? dorim pe această cale să facem să un lansăm, anunț. Să lansăm da? un apel umanitar. Cine, umanitar. Umanitar pentru cele două ființe, da, uh, Emilia da, Popescu și Ștefan Bănică, junior care nu mai e junior. Da. Uh, dorim să le scrii și lor cineva o comedie romantică. romantică. Să ne îndrăgostim. Da, să se îndrăgostească naibii în odată. Auzi, apropo, există prietenie deci, între un bărbaș și o femeie? Crezi că există? Eu am un prieten din copilărie, din școala generală, el este umărul pe care plâng mama, tata, depanator de orice fel obiecte de stări obiecte. Uh -huh. Există, da. Și cu care n-ai avut niciodată o no. altă relație decât no. de prietenie. Nu, no. Dar poate el te iubește foarte mult. Adică nu crezi că unul trebuie să fie cumva îndrăgostit de celălalt? Poate, se poate și asta, da. Mm. Nu știu dacă trebuie, dar există și această posibilitate. Și cu Ștefan, noi. Noi, de fapt, de ce, ne de leagă, ce ne leagă pe noi foarte tare este că niciodată n-am râs mai mult cu alte persoane decât am râs împreună. Și poate părea un fleac, dar atât de tare contează că te poți și despărți de o persoană după ce te îndrăgostești și vezi că chiar nu poți să râzi niciodată de niciun fel de nimic cu persoana respectivă eu personal cred că nu se poate trăi cu cineva cu care nu împarți umorul, n-ai același simț al umorului și într-adevăr el sigur n-a râs cu nimeni mai mult decât a râs cu mine cel puțin mă refer la partenerele lui de viață și eu la fel și cred că asta asta ne unește cel mai tare asta ne unește cel mai tare hai să mai ascultăm o melodie, ce zici? De Rod ce Stewart tu că uite, cap. Rod Stewart, Blue Moon Ma, asta o cântă și Fănică mi-o cântă mie, să știi ah. Ma, ce să zic La radio cu Andreea Esca la Europa FM Mă întorc la discuția cu actrița Emilia Popescu pe această melodie de dragoste. Să <laughs> o întreb. Când te-ai măritat, Emilia? Când m-am măritat? Ah, erai studentă? Păi flos, da, măritu. suntem la dragoste. suntem Când te-ai măritat? În 1995. Tu? Cât de importantă e dragostea pentru tine? E totul. Ești dependentă? Da. Adică simți că ești dependentă de dragoste? Da. sunt dependentă și n-aș vrea să fiu. Nu e bine. Poți să mai bine să fii dependentă de dragoste, așa, în general, să iubești un animal, o plantă, meseria, lumea. Dar să fii dependentă de un om e foarte dificil. Pentru că ești dependent de toate stările lui și, în, într-un mod inconștient, de fapt tu îți dorești dependența asta și ca să fii satisfăcut, de fapt, ai nevoie de o atenție 100% din partea celui pe care îl iubești. Așa și ceva atunci, nu suferi se atunci când când în începe pe să... secundă, uh -huh. se uită în stânga și a luat cana. De ce nu s-a uitat uit, în da. dreapta? Da, și e un pic. Uh... Așa, nebunie, da. Și n-ai putut să schimbi asta cu timpul? Nu, adică, nu am... re. Știi că mă gândesc că la un moment dat, te maturizezi și îți dai seama schimbat. că nu mai e grav asta, că trebuie să uită și în da, da, da. Dar tu n-ai reușit. Eu, eu zic că un pic am reușit, un pic. <laughs> un pic, da. Încerc pe fata mea să o învăț să nu fie așa, dar dacă așa ești, mai ales la tinerețe. Cum e Maria? Maria? Ce întrebare? Cum, cum e Maria, așa, întreb? dacă te întreabă cineva cum e fata ta? Cum? Ce-i zici? Fata mea s-a făcut om bun. Om mare și bun. Și responsabil, dar foarte bună. E un om foarte bun. Și sensibil. Câți ani are? 21. Și se face și artistă? E artistă, da, este designer de modă. Ah. Designer, adică fashionistă. Yes, da. I understand. Și puteți să intrați, să vă uitați pe site Site. Da. Așa. Și uh, este foarte talentată, și mă bucur foarte tare că atunci când a ales moda, după ce a făcut pictură, am mers pe mâna ei și am avut încredere, întotdeauna am avut încredere în ea și întotdeauna am ascultat-o. Și mm. întotdeauna am zis că vai de părinții care ne ascultă ascultat. Da, Dar a avut, nu știu, și ea perioade dificile în care, nu știu, aveai de furcă cu ea? Am avut perioade dificile, n-am avut de furcă. Mm. Na, nu, nu. de descurcat? Da, m-am descurcat. A fost cu mințică? Da, a fost cu mințică. Ce să mai... zici și tu acum? <laughs> nu, 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 că mă gândeam la altceva. Ea a, a fost foarte cu mințică. Adică am traversat uh, perioada de adolescență cu teamă, cu frică, dar uh, cu minte, zic eu. Cu cine f stătea mai mult de vorbă în perioada aia? Cu tine sau cu toată ei? De cine să <coughs> crezi că... Nu, nu, numai cu mine. Da? Da. Și găseai răspunsuri la întrebările ei? Nu prea îmi pune întrebări. Da, ai scăpat. Am scăpat, da. Nu prea îmi pune întrebări. Bine, păi hai atunci să spună niște întrebări, că mă gândesc că nu poți așa să rămâi chiar fără nicio da. întrebare, nu? Da. Da, bine. Hai, ia mă Maria. unde e Maria? Maria a venit, știi? Ia uite, e, e, e de acum pe ușa, ea. Mama, nu cred! Nu, stai mă, că nu, să, stai nu, că nu, să, să spar no, boxele astea. Nu, Stai puțin că să spar boxele. ceva. Dragi ascultători, luăm această scurtă pauză, o să vorbesc eu câte ceva până când se entuziasmează Emilia, se așează la loc pe scaun și bună Maria, ia loc! Nu știu dacă are și ea niște căști, dar ai niște căști acolo? Bravo, uite, pune-le pe urechi și vezi dacă... Emilia, așează-te, te rog, frumos pe scaun că a venit singură, că are niște ani și ea nu trebuie să vină cu nimeni, știi? Ia loc! Așa, e frumos Băi, nu mai vorbi nimic, acum oricum eu vorbesc cu Maria E tocmai bine, uite, bei tu niște apă Și ia, mai fă mai mici, mai mari Ia uite ce fată frumoasă ai tu Stai un pic să-și pună căștile Ia bă, să vedem acum cum poți să-ți un secret? Cum poți să-ți un secret? Da vezi? Nu, nu se vezi? cu tine la chestia asta vezi? Nu se cu tine, ai înțeles? Nu, nu se cu tine la asta deloc Așa, se cu doamna Malu Iosif <laughs> Zis, buni, o cunoști pe doamna Malu Iosif? Am vorbit cu bunii la telefon. Știi, da, cu, bunica, de... cu bunica, <laughs> bunica, bunica. Nu suntem, suntem salvate. Că am spus cum o cheamă să se audă, să știe toată lumea cu cine am vorbit. Deci, Maria. Stai, Ia zi, Maria. Stai, stai, stai. Să, să ți microfonul în gură. Da? Ca să ne te auzim și pe tine, Emilia, când, când țipi. Așa. Și tu să spui microfonul și tu așa în dreptul tău, o să vorbești direct în așa. Vai, așa? Perfect, m -a, m -a. Maria. Nu, să Acum mi-a venit în minte melodia aia cu Maria, Maria, așa. Maria. Da. Cum este mama ta? Poți cum să e mama ta? Nu, nu poți să prești aici așa, asculti Poți să fumezi? Te întâlnești tu așa cu o prietenă și zice, bă, da, cum e mai ta? Cum e mai ta? Și ce zici tu? Hai că ea nu te aude, că și așa n-aude. Uh. Cum să fie, cum, mm. cred că cum o vede toată lumea, așa e și în general, așa bucuroasă. E și acasă. bucuroasă și... E timidă, acum e sub masă, Acum lasă. e sub masă. Da, acum e sub masă, pentru cei care nu ne văd acum pe Europa europa.fm.ro, da. doar ne ascultă la radio, Emilia este sub masă. Da, da. deci e așa, sub masă, așa stă ea acasă de obicei? Nu, 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 nu sub masă. Nu? Nu, e frumoasă și bucuroasă. Vezi mă, Emilia, că ești frumoasă? Ridică-te de acolo că ești frumoasă, poate să te vadă lumea. Și e, și e vesel, așa, Foarte nu? Foarte veselă. Și crezi că ți-a transmis veselia asta ei? A încercat cumva? Cu siguranță. Da? <laughs> Cred că toată lumea e... Uh... Molipsită, Molipsită exact. Da, cred că e molipsitoare de, veselia, de veselia ei e... Să știi că am întrebat-o și pe ea ce am învățat de la părinții A -a. ei Și o să, te o să te întreb și pe tine Tu ce crezi că te-a învățat pe tine cel mai important, mama ta? Să... Fiu bucuroasă mereu de ce mi se întâmplă mm -hmm. Și să am mai mult încredere în mine Că nu prea am N-ai? Dar încerc mm, Păi n-ai, că să cu ea și, Da da, o să vezi că o să reușești cum a reușit și ea. încearcă să mă învețe pe mine să am. <laughs> Măcar atâta. Dar există și ceva teme pe care nu vă înțelegeți? Nu cred. Nu? Sau nu vine nimic acum. Dar de, de ce să Că mă păcălesc cu oamenii și pe tine nu. A? Că mă păcălesc cu oamenii și pe tine nu. Cum? Are, ar ar are, un instinct mai bun la oameni? Sau ce vrei Maria, să zici? Da. da? La oamenii cu care intru eu în contact. Cu care a, e... da, da, a, da, da, da. A, și spune ăsta nu-i prieten <laughs> bun nu. și tu nu crezi, nu? Da. Pești știi că e mai ușor să vezi din afară. Dar eu nu de văd că... nici din afară. Tu nu vezi nici din afară, nici dinăuntru. Am înțeles. Um, deci nu te ceartă de nimic. Ai scăpat, ești un copil nu, prea. Care nu ceartă deloc, mai că a Auzi, dacă cu iubiții, cum facem? Ia, stai, ia că s-a băgat. Nu că nu vorbesc de iubiții tăi, Emilia, poți să stai pe scaun, vorbesc de iubiții ei. Ce deci, când ai câte un iubit, cât da, ai tu da. câte un iubit, nu știu, sau ai ai un iubit? Am, am. Ai, păi cum, de așa, fată frumoasă, să ai un iubit deja, nu mai înțelegeam de ce am făcut emisiunea. Așa. Și ce zice mama ta când îi prezinți un iubit sau îi povestești despre el? A... Păi, nu povestește. Nu-i nu povestești? Îi prezint, da. Așa, și după ce îi prezinți, prezint, ce zice. E bun, mamă, nu e bun. Ce zice? Dacă e bun, zice că e bun, dacă nu. A, mai comentează, așa. Mai comentează, da, da. Uh -huh. În general, ai, nu... mă lasă să să alegi. Fac singura alegerile și greșelile și să-mi dau seama după. Ia zi mai Emilia, zici, și... zici? Nu-mi place asta că e prea mic, că e prea înalt, că e ceva? Nu, no, nu prea. Nu? Nu prea. E foarte de treabă. E tolerată. da. Hmm? Nu mă, nu zic. Pe cum să zic? Mie dacă îmi zicea cineva, intra în pușcărie. Și te gândești că seamănă cu tine și ți frică. Nu există. Hmm? Asta e te rogi la Dumnezeu, dacă nu e bine, să o lumineze, să fie scurtă perioada. Dacă nu, 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 nu pot să zici în momentul Maria, ăla. dar care e cea mai cea mai dragă amintire de-a ah. ta, nu știu, de o vacanță, de exemplu, în care ai fost plecată cu ai Cu mămica. Sau cu mămica ta. Da. Nu știu, undeva unde a fost amândouă și da. ți-a plăcut foarte mult. Cred sau... că anul trecut, de ziua mea, uh -huh. când am fost la Milano, doar noi două, Ți-a făcut o surpriză? Da, cadou. De 20 de ani? 20 de ani, da. Wow, cam da. Dacă ai putea să-i dai un sfat în ceea ce te privește, ce ei zice? Să facă, să nu facă, să zică, să nu zică, nu știu. Să nu-mi zică mie. Da, da. Dacă ar fi să-i dai un sfat, uite, mama, cred că n-ar fi, fi bine să mă mai bat la cap da atât, să nu mă, să mă port la scurt. Cap. Sau nu știu, sau ar trebui să... Ceva, să-i... Să nu știu. Mă mama, poate nu, ar fi bine nu. să mă mai bați și Sau așa. A da, Sau că nu... asta. <laughs> nu prea am ce să-i reproșez, sincer. Ai mă, mami. Deci, mă păi ești, ce, ești o mamă ce zic? perfectă, nu păi știu ce să fac. perfectă pentru ea. Păi dai, da, și Deci chiar ești ea. o mamă perfectă. Bine, atunci zi-mi altceva. Ce crezi că nu știm despre mama ta și merită să știm? Să nu spui. <laughs> Măi, mă, 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 de, ce mama. Te, de ce te bagi? <laughs> <laughs> nu, nu, mami, nu. N-ai ce să spui. Ba da să spui. Nu că nu trebuie să spună despre băiatul ăla care te iubește sau ceva. Nu, ah, nu lasă, mă gândeam. <gâng> Zi, ce crezi că merită să știe lumea despre ea și nu nu știe? Că că Nu știu ce să zic. A uh... că nu știu, că face eu face mâncare bună. Cea mai bună exact. mâncare. Face cea mai bună mâncare. Dar cred că multă lume știe asta. Adică, mă rog, prietenii știu asta. Da. Nu știu lumea. Ce mâncare bună faci, mai Emilia? De toate. Da? Prăjituri. De foarte bune. Faci prăjituri? Ia uite-mă ești -o... gospodină. Da, da, da. Împotriva voinței mamei mele. Mi-am <laughs> mi atins țelul ăsta. A fost unul din țelurile mele. Să înveți să cătești? Să știi da, să gătești? Să gătesc cu copilul meu, mm -hmm. cu mâncare. Dacă aș putea să o și fac eu pe mâncare, orice aliment să fie făcut din mine. Ar fi superb. Da, să-mi cultiv în corp cartofi, carne, <laughs> zahăr, tot și să cu asta să-i fac ei mâncarea, știi. <clears throat> da. Zine și nouă ceva despre școala ta, Maria, ce face acum? Acum am terminat școala, uh -huh. facultatea, și m-am înscris la master. Și la, la ce master La, ești? la un arte, uh -huh. la modă. Și ce vrea să faci așa? Care e care țelul tău în viață? Ce te mână? Ce te mână în luptă? Păi studiez moda și că asta, a, asta vreau să fac. Să încerc cumva să mă... Să te specializezi în asta? Să mă specializez în asta... Știu mm -hmm. că mai am multe de învățat și să reușesc să fac ceva cu lucrul ăsta. Nu te-a tentat niciodată să dai la actorie? Nu. Nu? Nu. Dar de ce crezi? Nu-ți place? Îmi place, sau? îmi place, dar nu, nu să fac eu asta, că sunt prea timidă, n-aș putea. Dacă când mergi la mama la spectacole ai emoții pentru ea? Da, normal. No, are da? Așa. Da. Deci tu în sala ai mai mari emoții decât mama, nu? Eu nu, nu știu nu dacă mai mari, mai mari. No? <laughs> nu știu, da. dar am, am. Bine, Maria, păi îți mulțumesc frumos, nu te mai eu chinui pe tine mulțumesc. atunci, pe tine nu te mai chinui, te las și noi să știi că trecem mai departe. Avem o rubrică, se numește Back to Back. O să ne întoarcem în spate, place. în spate. Păi cu da, cine? ne întoarcem în spate, tine? în spate tu cu mine și eu spun ceva și tu răspunzi ce ți vine în minte când o să auzi ce zic eu, da? Da, vreau să mai stea, Maria. Da, cu Da, poți să stai liniștit aici până terminăm. Ce treabă avem? Hai, întoarce-te. Dar să nu sufli, Maria, da? Nu, nu. Că n-ai voie să sufli. Ia nu. microfonul în față. Cum să-l iau, nu înțeleg. Adică să ții și microfonul când te întorci așa către gura ta. Gata. Ia să vedem. Back to back. Back to back. Deci, mami, de a Numele meu ar putea fi... Numele meu ar putea fi... Happy. Sunt... Bucuroasă. Arăt ca... <laughs> ca nimeni altcineva. <laughs> miros ca... La grămioarele. Mm -hmm. Mă simt ca... Ca la... Mă simt colegă cu fetița mea. Fac un zgomot de... Asurzitor. Am un gust de... Uneori binișor, alteori îndoielnic. Cea mai recentă realizare a mea a fost... Cea mai recentă realizare a mea a fost acum 21 de ani, Maria. Aș fi perfectă dacă. Nu știu. Dacă aș fi mai slabă. Mi-e rușine de. Că nu sunt mai slabă. Aș mânca oricând. Ah, salată de beef. Pentru bani aș face? Mm lăsați treceți mai departe. N-aș face orice. Nu iubesc deloc impostura. Viața este fundamental nedreaptă. Bravo, hai, întoarce te atunci. întoarce te atunci, întoarce te Știi că am citit undeva că spuneai că. Mai știu unde am citit. Curajul este ultima soluție a fricii. Da. Așa cum ai emoții așa mari, de exemplu, nu știu când duci pe scenă? Da. Da? Da, mult mai mari. Ne-a zis doamna Olga că pe măsură ce trece timpul, emoțiile vor fi mai mari. Când era mai tânără, nu le aveam așa mari. Nu știu de ce. Se zice că de, de răspundere... Mm -mm. Nu mă simt mai răspunzătoare acum pentru cei 300 de spectatori din sală decât la 20 de ani. Mm -mm. Dar odată ce intri în rol și încep să... Da, atunci trece, după nu? prima... Da, da. După 20 de minute, jumătate de oră, așa... Uh, rămân, la, la primul spectacol răm, e o emoție permanentă așa se, disi, se se cum să spun, se risipește după prima jumătate de oră mm -hmm. în sensul că deja poți să articulezi, dar nici nu poți să articulezi da, să știi dar cum? frica că realizezi, domne să intru odată că dacă intru o să rească să, să vorbesc scap. da, o să vorbesc că sunt conștient că trebuie să vorbesc, știi? Uh, și frica aia te va face să faci ceva, nu știi. Dar știi cât de mulți oameni se gândesc că tocmai oamenii se fac actori pentru că n-au acest da, trac de scenă? Știu, da, știu, e, și nu că neapărat. Nu, oamenii nu se gândesc că actorii n-au trac. Oamenii se gândesc că actorii sunt ființe extrem de îndrăznețe și uh, uh, cum sigure spun. pe ele. Uh, da, că, că, că nu sunt timizi în orice caz. Și act, un act, Mulți actori sunt ființe timide. Sunt niște timizi. Um, ai vreun proiect pe care ai să-l, nu știu, să-l... Acum nu. Ce nu. ai vrea să faci tu așa în viitor apropiat? Ai în, în viitor minte apropiat, ceva? dacă mă mai suporți, o să vin la tine și o să-ți spun. Dar deocamdată uh -huh. nu, nu vreau să spun. Sper să se poată realiza în iarnă, da. În serialul... Poate ne dă cineva un telefon și ne dă da. comedia aia romantică. Aia chiar să știi dar... că ar fi drăguț. Păi nu? Chiar ar fi drăguț. Dar cine o mai scrie astăzi comedii nu romantice? Știu. Cum te simți în serialul ai noștri de la ProTV? Mă simt bine, e o echipă extraordinară. Uh și actorii și uh, echipa tehnică se filmează cam repede, se filmează așa uh -huh. în tensiune <coughs> în tensiune mult se filmează uh, dar e un, un loc în care um, uh, îmi place că m-am nimerit uh, îmi doresc să rămân și cine știe, poate și personajul meu se face puțin mai șuchiu, mai nebunatic mai colorat, mai Asta mi-aș dori, de fapt, de la serial. Să devin un puțin mai năstrușnică, ca să zic așa. Urmează rubrica 10 întrebări esențiale. Aoleu! 10 întrebări esențiale Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro? A, aș, a căzut o, o bulinuță din cască. Păi normal, mai când auziți? ai auzit un milion de euro, ți-au căzut bulinile din cască. A, nu, te auzim foarte bine. Aș face... Comedia aia romantică. <gânt> A, nu. Aia să A. fac facă altcineva. Nu, 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 nu. nu. Mm. Aș face un azil de bătrân, mi-aș mi cumpăra fermă, uh, i-aș face Mariei uh, chestii, socotel, tot ce are aia nevoie, și și un teatru. Nu dacă mi ajunge pentru toate astea. <gânt> da. În milionul ăla. Nu, dacă nu ai, ți se pare că mulți bani. Uh, ce înseamnă lux pentru tine? Lux? Mm. Pff, nu știu. Să bem uh, uh, cocktailuri pe plajă la Nisa. <laughs> Și să fie unul așa care să-ți facă aer cu o Dă-l încolo, lasă, numai Na? să ni le aducă, să bem câte Și vrem să noi, să nu conteze, știi? <laughs> da. Ai dansat vreodată în ploaie? Da, singură. Eram cam, da, în adolescență, așa, mă plimbam, dansam. Mm -hmm. Care e actorul tău preferat? Au, oh, sunt mulți. Acum m-ai mm. luat prea repede. Și ne se mai... Așa. Se mai schimbă, da, da, da. Când eram adolescentă, visul vieții mele era Paul Newman. Da. Care era rămas -a și acum, da. Mm -hmm. Paul Newman era. De Niro, care ne omoară pe toți. Pacino, la fel. În general... Actorii care au un soi de vibrație, trece dincolo de orice tehnică, gând, nu știu, Se, pur și simplu trec dincolo și îți rămân așa. Nu, nu, nu poți să să-ți explici. Asta înseamnă carismă. Deci tot ceea ce ține de carisma unui artist mă, mă farmecă. Când te-ai simțit cea mai mândră? Cea mai mândră? Mm -hmm. Când a terminat Maria facultatea, acum la licență. Dacă ar trebui să păstrezi uh, doar trei lucruri din tot ce ai, ce ai păstra? Lucruri. Lucruri? Uh -huh. Păi nu poți păstrezi pianul? Sau pot? Poți. Poți, că e un lucru. Deci păstrezi pianul. Pianul. O iconiță. Și un desen de-al Mariei. Sex dimineața sau seara? Când când ai poftă. <laughs> ai donat vreodată sânge? Da, mai de mult. Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ai primit? Compliment? Că sunt o mare actriță și era cam de multișor. Deci nu... Așa era părerea persoanei respective și ma m-a bulversat care e cel mai bun banc pe care îl știi? a, nu știu, dar le pot recunoaște că le știu pe toate <laughs> da Emilia, îți mulțumesc foarte și mult și eu, deși mai mai chinuit așa de prezența ta în emisiune uite doresc... și în el de la ca așa, da, 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 pac, da, pac, da. Pac, pac, pac. îți doresc roluri bune, mulțumesc. bune, foarte bune și multe îți doresc să rămâi la fel de veselă și de fericită Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, iar eu vă aștept până la ora 19 la târgul Hefis Free de la Diar, lângă Piața de Flori, ca să ne mai luăm o rochiță două la jumătate de preț. O zi excelentă tuturor, ne despărțim pe ultima alegere muzicală a Emiliei, Sting, Moon Over Bourbon Street. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. La radio,